Marți, ora 3:30, intrarea în stațiunea Mamaia. Liniștea nopții este spartă de un zgomot asurzitor. Explozia a fost atât de puternică încât geamurile pavilionului expozițional Constanța au fost sparte în totalitate. În clădire se aflau în acel moment trei paznici. După ce au auzit explozia, paznicii au sunat la 112, au coborât pe aceste scări în speranța că îi vor prinde pe cei doi. Aceștia însă s-au urcat într-un autoturism și au reușit să ia cu ei peste 90.000 de lei. Unul dintre paznici a auzit explozia. Explozia a însemnat, pe lângă zgomot, și foarte multe materiale care au fost aruncate înspre interiorul pavilionului. A sunat imediat la 112 și a ieșit afară după cei care au comis fapta. I-a văzut, a încercat să îi prindă, nu a reușit. Nu sunt înarmați. Bancomatul a fost aruncat în aer de un bărbat român de 48 de ani și de o femeie de 55 de ani din Italia, care, potrivit surselor DG24, face parte din gruparea mafiotă Ndrangheta. Cei doi mai sunt suspectați și de comiterea unei astfel de infracțiuni în localitatea Castelu, dar și de o altă tentativă prin același mod de operare din stațiunea Mamaia, tot din cursul acestei luni. Cei doi erau filați de poliție încă de acum 10 zile, de când au detonat bancomatul din localitatea Castelul. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă tribunalul Constanța.